se a latte, credate, credate, așa bem, aparținui el, în afară de zero, atunci, atunci are loc relația. Trei pe lângă. A pătrat supra B pătrat plus B pătrat supra A pătrat minus 8 pe lângă A supra B plus B supra A plus 10. 10 mai mare egal de 0. Deci să demonstrăm că este adevărată relația aceasta. 3 pe lângă A pătrat pe B pătrat plus B pătrat pe A pătrat minus 8 pe lângă A pe B plus B pe A mai mare plus 10 mai mare egal de 0. Este o inegalitate care trebuie dovedită indiferent de A și B care sunt, cum am spus mai înainte, din ea aparțin elementul 0. Sigur că în fața unei astfel de relații candidații au o deviație inițiative, una dintre ele ar fi să desfacă parantezele pe acolo, să ajungă la aceeași mitor. Iată, o idee ar fi să notăm toată paranteza asta cu una, nu? De ce? Pentru că pare că și asta ar fi în legătură cu asta de aici. Deci să notăm, așa cum spuneți, A supra B plus B supra A, un T, așa, da? Notăm un T. Ce crezi că am să fac odată notată chestia asta? Văzând A pătrat pe B pătrat și ce se fac la această relație? Să ridicăm A pătrat și în stânga și în dreapta. Deci ridicăm relația, egalitatea la pătrat. Și asta ar fi echivalent de cu A supra B plus B supra A totul A pătrat. Deci dau cu de pătrat. Și ce ar fi echivalent cu? Hai să ridicăm bine A pătrat supra B pătrat plus de două ori A pe B ori B pe A, A supra B ori B supra A, plus B pătrat supra A pătrat, egal cu B pătrat. Ce simplifică? Și atunci, iată că am pus un alt pe A pe B pătrat, plus B pătrat pe A pătrat, expresie de care am chiar nevoie. Cu cine ar fi asta egal cu B pătrat? Minus 2. Deci tot de aici și voi spune că A pătrat supra B pătrat plus B pătrat supra A pătrat minus 2 egal cu egal cu, să spun, cu T pătrat minus 2. Ce devine inegalitatea? Inegalitatea asta care trebuie să o dovedeți, devine acum. Ce devine? 3 pe lângă. Pe lângă cine se spune acum? Pe lângă chestia asta care înseamnă acum T pătrat minus 2 T pătrat minus 2 așa, minus 8 T plus 10, mai mare egal de 0. Echivalentul ar fi 3 pe pătrat, 3 pe pătrat, minus 6, vă spun urmări să împleșim, minus 8, T, plus 10, mai mare egal de 0. Echivalentul. Echivalentul. 3 pe pătrat, minus 8, 3 pe pătrat, minus 8, T, plus 4, mai mare egal de 0. Cam așa s-ar aranja eu. Acum, încă sper eu să mai găsesc vreo idee. Noi trebuie să arătăm că asta e marca 0, oricare ar fi T, reaz. Că noi am notat, s-a notat la un moment dat A pe B plus B pe A egal cu un T. Și acum am dus relația pe care o aveam de dovedit într-un alt care e echivalent cu asta. Deci noi trebuie să arătăm că asta e adevărat oricare ar fi T-real. Ce mai propuneți aici? Mai aveți vreo inițiativă? Haideți să încercăm încercați să mă ajutați. Mă gândesc să scot pe 3 factori forțat, visez la varianta unui pătrat perfect plus ceva, n
nu minus ceva, plus ceva, și atunci am costit ceva la pătrat, plus altceva, fiul număr pozitiv. Dacă ați face pe trei factori forțat, cât, cum ar suna chestiunea asta? Suna așa. Să încercăm. Vedeți, trebuie să îndrăznim, trebuie să ne imaginăm ceva care ne-ar fi convenabil. Deci eu aș dori să aranjez treaba asta ca fiind un pătrat perfect. Cum? Cum anume? Cum anume oare și pe ușii? Ia să văd. Deci, relația pe care o aveam s-a dus într-o echivalentă. Hai să zicem așa, 3 pe lângă, pe pătrat, minus cât vă rog? 8 supra 3 t, 8 supra 3 t, plus 4 pe 3. Mai mare egal de cât vreau. Haideți, nu, eu zic să lucrăm, egal mai departe. Egal cu 3 pe lângă. Ce este aici? Am ceva la pătrat? De 2 ori, hai să zic așa, de pătrat, minus de 2 ori t, că este 2 t, ori 4 pe 3. Ori 4 pe 3. Până aici mi se pare corect, pentru că am scris pe 8 pe 3 ca fiind de 2 ori 2. Este 8, un 2, da? 2 ori 4 fac 8. Așa, deci 2 ori t. Ori 4 pe 3. 2 ori 4 fac 8 pe 3. Deci ca și noi. Plus, acum, prima parte la pătrat, de 2 ori prima parte la a doua, plus partea a doua la pătrat. Partea a doua pare fi 4 pe 3. Nu am 4 pe 3 la pătrat. Scriu 16 pe 9, am pus eu, recunosc chestia asta, 16 pe 9, minus 16 pe 9, și plus 4 pe 3. 4 pe 3. Egal mai departe cu. Să vedem ce va rezulta de aici încolo. Egal cu. Cu 3. Pe lângă. T pătrat minus, cum am gândit aici când am construit, ce constituie în 53? Pătratul cui? 3 minus 4 pe 3 tot la pătrat. Deci va fi T minus 4 pe 3 tot la pătrat. Și mai am partea asta. Aici ar trebui să aduc la același unitor. Cu cât trebuie să amplific aici cu 3. Și vine, în continuare, minus, cât vine acolo? Minus 16 plus 12, minus 4 pe 9. De paranteza, mai mare e ca de cât zare. Deci ar trebui să se întâmple chestia asta. Deci ar fi cazul să fie adevărat tot timpul, anumit, 3 pe t minus 4 pe 3 la pătrat, minus 4 pe 9, mai mare e ca de 0. Ori asta ar fi echivalent. Ia să văd cum aș mai duce-o. Aici dacă mulțesc, vine 3 pe lângă t minus 4 pe 3 la pătrat, t minus 4 pe 3 la pătrat, minus 3 ori 4, se simplifică 3 cu 9, și ar veni cât? Minus 4 pe 3 să fie mai mare egal decât 0. Mai mare egal decât 0. Ori asta îmi spune mie, dacă ar fi să fac, să vedem dacă asta e adevărat tot timpul, depinde de T. Da? Depinde de T. Deci T minus 4 pe 3 tot la pătrat, minus 4 pe 3. Dacă ar fost aici plus, dacă aș fi avut norocul să fie plus, ar fi însemnat ceva la pătrat plus 4 pe 3, n-ar fi contat deloc și aș fi fost foarte încântat. Însă, din păcate, din păcate, iată, sunt într-o situație destul de delicată. Aici e posibil ca să fie un lucru care să nu convine deloc. Și anume, e posibil ca să am și situația când scrie negativ, datorită minus 10. Nu? Dacă ăsta face 0 cu 9 pentru anumite, mai fi bine 0 și cu minus 4 pe 3, face un număr negativ și nu e adevărat. Trebuie să mă leg de T oriceva. Trebuie să văd ceva, trebuie să fie în legătură cu teul respectiv. Se pare că inegalitatea... Eu am dorit, am visat și eu la ceva, am visat să fie ceva la pătrat cu un alt număr. Și n-a fost să fie. Ce vreți să vă spun? N-a fost să fie. Dacă a fost așa, a fost extraordinar de bine.
Acum mai trebuie să mă întorc și să spun așa. Cumva oare, cumva trebuie să fac o analiză asupra lui ideea asta. Cred că despre A și B trebuie de observat că ele pot fi fie amândouă pozitive, fie amândouă negative, fie unul negativ și altul pozitiv. Nu. A și B pot să fie în una din situațiile acestea. Anume, A și B, mai mari, cazul B, cazul B, A și B să fie mai mari decât 0, amândouă. Și cazul 2, cazul 2, A, B, mai mic și amândouă decât 0. Amândouă negative. Dacă amândouă sunt pozitive, A supra B ce fel de număr este? Dar B supra A. Tot pozitiv. Dar dacă amândouă sunt negative, minus pe minus cât? Și ăsta este tot. Da? Deci totdeauna dă pozitiv. Deci în cazul 1 și cazul 2, cazul 1 și cazul 2 vor indica A pe B sau B pe A strict mai mare ca 0. A pe B și B pe A strict mai mare ca 0. Ce vreau să spuneți în condițiile astea? A supra B plus B supra A. Puteți să spuneți ceva despre chestia asta? Suma numele pozitive este un număr pozitiv, spuneți-vă, da? Dar fiind numere pozitive, există o inegalitate foarte des utilizată la numere pozitive, și anume inegalitatea mediilor. Știți voi ce spune inegalitatea mediilor? Media aritmetică. Media aritmetică. Media aritmetică. E mai mare egal decât media geometrică. Media geometrică. Care e mai mare egal decât media armonică. Decât media armonică. Deci media aritmetică e mai mare egal decât media geometrică, mai mare egal decât media armonică. Acum, care e media aritmetică a două numere, să luăm pentru asta? Deci vine A plus B supra A1 plus A2, să zic eu. A1 plus A2 supra A2 e mai mare egal decât A1 decât A1 ori A2, așa, care e mai mare egal decât media armonică, e 2 supra, 1 pe A1 plus 1 pe A2. Deci media aritmetică e mai mare egal decât media geometrică, mai mare egal decât media armonică. Este inegalitatea mediilor cu două numere, dar dacă sunt 3. Dacă sunt 3, voi avea 3 aici. Anume A1 plus A3 plus A3. Totul pe 3, din media celor 3, totul pe 3. Mai mare egal de cine, vedeți? Radical indice cât acum? Radical indice 3. Radical indice 3, din A1 ori A2 ori A3. A1 ori A2 ori A3. Care e mai mare egal decât 3 supra 1 pe A1 plus 1 pe A2 plus 1 pe A3. Deci inegalitatea mediilor pentru 3 numere, așa s-ar dă traduce. Dacă sunt 4. Merge foarte bine, au văzut asta la 3 plus A4 pe 4, mai mare decât A3 și 4, da? În general, pentru N numere, deci dacă avem N numere pozitive, deci dacă avem A1 A2, AN, din R plus, stea, că văd de aici, da? R plus stea, fără să fii 0, nu? Atunci, inegalitatea mediilor sunt așa. A1 plus A2 plus puncte, puncte, plus AN, totul supra AN, mai mare egal. Mai mare egal decât? Radical indice N. Din A1 ori A2 ori AN, care e mai egal decât N supra 1 pe A1 plus 1 pe A2 plus mai departe plus 1 pe AN. Această inegalitate a mediilor este extraordinar de importantă. Ea constituie sursă de dovedire a multor inegalități. Dacă vreți, pe baza inegalității mediilor se pot dovedi foarte, foarte multe alte inegalități.
nu mai dă, în loc de a 1, a 2, a 3, să pun niște numere aiuri acolo. Bineînțeles, convenabil la vise, și să folosești fie inegalitatea dintre media aritmetică și geometrică, fie media aritmetică cu cine? Cu armonică. Sau inegalitatea dintre media geometrică cu cine? Cu media armonică. Deci foarte des se pot face inegalități destul de interesante. Și acum aș dori să insist un pic aici, că nu se știe, s-ar putea să ne fie de foarte mare folos inegalitatea asta pe care la care ne-am oprit acum. Chiar de pe ei sunt. Nu știu, deocamdată japonez și eu și mai insist un pic pe ea, pentru că doresc foarte repede să vă arăt ce inegalități frumoase se pot face. Dacă să o continuăm așa. Fie X, Y și Z, niște numere pozitive, linear plus teatru. Atunci, am să folosesc inegalitatea între media aritmetică și cu media armonică. Cum ar suna aceasta între media aritmetică și armonică? În loc de a 1 voi pune ce? X plus Y plus Z, totul supra cât aici? 3. Mai mare egal decât 3 supra. 3 supra. 1 pe X plus 1 pe Y, așa, și plus 1 pe Z. Ei bine, acum nu fac altceva decât să fac produsul, da? Deci vine, viața asta e echivalent în forma asta X plus Y plus Z. X plus Y plus Z. Înmulțim 1 pe X plus 1 pe Y plus 1 pe Z. Așa? E mai mare egal decât 9. 3 ori 3, 9. Și eu pot să zic așa. Dacă X, Y și Z sunt numere pozitive, să se dovedească inegalitatea. Deci acum pot să formulez invers problema. Știind că X, Y și Z sunt numere pozitive, să se dovedească inegalitatea. Ce fac candidații? Acum se mulțească aici. X ori 1 pe X, X ori 1 pe Y, X ori 1 pe Z. Și stric acolo și fac eu muncesc de nu se văd. Nu ies. Când le va ieși regresul? Numai dacă se prinde ce poate. Că aici se ascunde ce? Inegalitatea dintre ce? Dintre media aritmetică și media armonică. Dacă se prinde chestia asta, fac problema. Dacă nu, n-am nicio șansă. Așa te poate lovi la un, să zicem, un examen. O astfel de inegalitate care lasă fără replică. Fără replică. Iată, să mai luăm încă una, încă o chestiune. Hai să spunem așa. Dacă T este mai mare ca 0, știi asta că T plus 1 pe T e mai mare, T plus 1 pe T e mai mare egal de 2? Știați chestia asta? Un număr plus inversul său, dacă e pozitiv, e mai mare egal de 2? Știați? Nu! Hai să încercăm. Dar putem să aplicăm inegalitatea de la două numere acum. Media aritmetică, media geometrică. Și el vine așa. A1 plus A2 supra A2 e mai mare egal decât radical din A1 supra A2. Din A1 supra A2. Păi în loc de A1 pun pe T, care e pozitiv, și în loc de A2 pun pe 1 pe T. Ce devine el? T plus 1 pe T totul pe 2 e mai mare egal decât cine? Decât radical. De ori nu pe T. Cu T se simplifică și rămâne 1. Am luat același metod și echivalent 1. T plus 1 pe T este mai mare egal decât 2. Extraordinară chestie. Un număr plus inversul său e mai mare egal decât 2. Dacă el e pozitiv. Dar ce s-a ascuns aici în culise? Ce idee legată? Negată dintre cine? Media aritmetică și media geometrică. Te prinzi din poartă, o faci, nu? Îți vine foarte greu. E, aici m-aș fi făcut la mine ce fi cerut-o cineva. Așa ar face așa un tor, de pătrat, băi, de când stânga, nu ce fac acum. Și să merge și pe culoarea asta și merge destul de bine. Dar nu mă luai frumos, mai elegant apare chestia asta. No? Un număr plus indes, să nu mai mare egal decât noi. Iată, ia să vedeți acum, apropo de chestia asta, am să formulez următorul
ești. Dacă, dacă A și B aparțin lui 0, adică dacă A și B sunt niște numere subunitare, atunci rezultă că logai în baza A, logai în baza A din 2AB supra A plus B, plus logai în baza B din 2AB supra A plus B, mai mare egal cu 2. Să dovedim această inegalitate. Deci logai în baza A din 2AB supra A plus B, plus logai în baza B din 2AB supra A plus B, mai mare egal cu 2. În fața aceștei inegalități, din nou, sper să nu mă fi înșelat, am citit din memorie inegalitatea aceasta, mă gândesc că cumva să fie mai mic decât 2, vom vedea dacă este adevărat sau nu, în timpul ieșiți. Dar este o inegalitate destul de interesantă și chiar elegantă, aș spune. Vedeți voi, în fața acestei inegalități pe care, să zicem, vreau să o dovedesc, sunt tentat să dezvolt cumva logaritmul unei fracții. Cu cine este egal logaritmul unei fracții? Cu diferența logaritmului. Cu diferența logaritmului. Logaritmul din numărător minus logaritmul denumitor. La fel se face de acolo. Dar oricum, anticipez că lucrurile nu o să fie drog simple câtă vreme un am continuare logaritmul în ce bază? În baza A. Și de coace în baza B. Deci este amestecată treaba cât se poate de tare. Aș vrea să trec tot în aceeași bază. Trec eu cu ăsta bună de baza B în baza A. V-am mai amintit care e formula de trecere într-o bază, așa? Bună ar logaritmul din baza A în baza A din B. Dacă vreau să trec în baza C, va fi logaritmul în baza A din B. Nu a baza C din B, corect? Supra logaritmul în baza C din A. Logaritmul în baza A cu C? Din A. Dar trebuie să fim, foarte, foarte exacti. Dacă fac chestia asta și trec din baza care? Din baza B. Am să trec în baza A. Am să apară. Hai să facem de ce vorbă lungă. Hai să încercăm concret așa. Pentru moment, dar mi-ar trebui că de ceva în minte. Ce să facem? Deci, iată, aș face felul următor. Logaritm din baza A din 2AB supra A plus B. 2AB supra A plus B. Plus, aici, îl trec din baza care am spus, din baza bine. Din baza B, în baza A. Deci, ce o să scriu aici? Logaritmul, ce bază îmi spun acum? A din ce avea el înainte, din toată minunea asta. 2AB din 2AB supra A plus B. Supra logaritm în baza A, din ce a fost ca și bază înainte, din baza B. Acum, mai mare egal decât 2. Să vedem, primesc. Problema rămâne interesantă. Acum, eu aș aduce la același unitor. Sau dacă vreți, să vedem că ăsta e drept factor comun. Este și aici, uitați, vă mai bază din 2AB supra plus B și ești în partea cealaltă. Îl scot în factor și zic așa. Logaritm în bază. Cât? În baza A. Din 2AB supra A plus B. Pe lângă cine? Din primul rând la sub 1. 1 plus 1 supra logaritm în baza A din B. Mai mare egal decât 2. E urât. E urât. Că despre asta nu știu mare loc, despre asta nu știu mai nimic. Cum se văd, dă două numere înmulțite, mai mare egal decât 2. Iarăși simt că sunt pe un culoar destul de prost. Am sentimentul că n-am să reușesc. Și atunci abandonez ideea. Abandonez și îmi spun, nu așa, dacă trec în aceeași bază, nu am să o dezbândă. Problema e complicată. Pare chiar complicată. Superbă. Superbă constatare. Chiar constat că e dificil. E dificil. Cu cine? Asta de aici cu T? Bun. Dar din logare baza A din T, plus logare baza B din T. Și iar suntem și uităm mai facem tot așa, media.
Trebuie să fie ceva frumos, ceva interesant, nu? Dacă e vorba de două numere, nu degeaba spune autorul că sunt numere pozitive. De ce vei spune că și sunt subunitare? Vă mai vedea. Dar iată că eu am plasat această inegalitate în ce context? În contextul inegalității mediilor. Nu degeaba. Cred că este vorba de aplicarea inegalității mediilor. Și acum hai să încercăm. Împreună să încercăm chestia asta. E adevărat că A plus B supra 2 e mai mare egal decât radical din A ori B? E adevărat sau nu? Dacă ei sunt pozitive. Adică media are un metric. De aici este știi cu ce zice? Media? Geometric. Geometric. E adevărat, domnule. Corect. Acum așa ar zmit, domnule. Și ar fi echivalent asta în scriere, nu? De sub forma A plus B. E mai mare egal decât 2 radical din A B. 2 radical din A B. Dar dacă eu văd că A plus B este la anumitor aici, atunci trebuie să întorc inegalitatea asta. Că noi inegalitatea se întoarce și se întâmplă cu sensul inegalității. Se schimbă sensul. Deci este echivalent cu 1 supra A plus B, 1 supra A plus B, mai mic egal, 1 supra A plus B, mai mic egal decât cine? 1 supra 2 radical din A, B. Mai mic egal decât 1 supra 2 radical din A, B. Opa, dar totuși m-am reconstruit. Văd aici că este 2AB. Deci aș înmulți inegalitatea asta cu cât ca să apară 2AB aici? 1 ori 2AB, nu? E bine. Deci înmulțesc totul cu 2AB. Dacă e pozitiv, dacă numărul care înmulțesc, inegalitatea se păstrează. Dacă nu, cine înmulțesc e negativ, se schimbă sensul inegalității. Ia să încerce Dumnezeu. Cum este 2AB? 2AB despre A și B știu că sunt între 0 și 1. 2AB e pozitiv. Deci e mai mare ca 0, fără emoție când înmulțesc, se păstrează sensul inegalității, iată apare ce chestie apare. 2AB supra A plus B este mai mic egal decât 2AB supra 2 radical din AB. 2 cu 2 se simplifică și iată, despre punctul de a construi, nu, de a aranja 2AB supra A plus B, mai fac o chestie aici. Am să înmulțesc și sus și jos cu radical din AB. Deci vine AB ori radical din AB. Am și raționalizare. Se cheamă raționalizarea asta, când se scapă de radicalul de jos. Și jos rămâne doar AB, că radicalul, radicalul, deci vine AB. Dar AB cu AB se simplifică și este echivalent. Hai să scriem inegalitatea. Inegalitatea e interesantă. 2AB supra A plus B, 2AB supra A plus B, este mai mic egal decât radical din A ori B. Oh, ce frumos este! Am plecat la inegalitatea mediilor, am construit chestia asta, 2AB supra A plus B, inegalitatea mediilor, am întors-o, am mulțit cu 2AB, acolo v-am mintit, da? Și a ieșit așa ceva. A ieșit așa ceva, da? E, trebuie să o rețin. Acum voi vei spune, dar de ce v-ați scâmpit, domnule? De ce v-ați scâmpit? Că deocamdată dorbești până că e ieșițiu și nu te apropii. Păi sper să mă apropii. Deocamdată fac și eu tatuaj. Mi-am dorit mult de tot să construiesc argumentul logaritmul de acesta. Deci vedeți, logaritmul acesta e din 2 ales supra A plus B. Am vrut mult de tot să-l construiesc. Și am și reușit. Am să mă întorc din nou la inegalitate. Și iată am așa, o scriu încă o dată. 2AB supra A plus B este mai mic egal decât radical din AB. Așa este, asta este inegalitatea. Da, dar eu văd că am logaritm bazar din chestia asta. Atunci vine minte să logaritmez inegalitatea. O logaritm, adică, da, depinde de bază. Când baza e subunitară la logaritmare, se schimbă sensul. Iar dacă baza supraunitară, se păstrează sensul. Deci merită să ne amintesc monotonia funcției logaritmice.
Iată, să ne amintim chestia asta. Deci, notați acolo, monotonia funcției logaritmice. Și am zis așa, dacă A aparține de 0,1, atunci din sumă mai mică de x2 rezultă că logaritmul baza A din x1 mai mare se schimbă decât logaritmul baza A din x2. Și mergem și mai cu dacă și numai. Deci dacă între două valori am un sens de inegalitate și logaritmez, sensul inegalității dintre argumente se schimbă. Invers, dacă am între două logaritmi cu bază subunitară, un anumit sens, ce vreau să văd cum se comportă argumentele, ce se întâmplă aici? Se schimbă sensul dintre logaritmi în spune argument. Asta pentru că funcția logaritmică în bază subunitară este o funcție descrescătoare. Deci am observat funcția logaritm în baza A din X este descrescătoare. Este descrescătoare. Dacă însă A mai mare ca 1, atunci din X1 mai mic ca X2, sensul se păstrează. Și între logaritmi. Logaritm baza A din X1 este mai mic decât logaritm baza A din X2. Deci, baza supraunitară, ce face baza supraunitară? Păstrează sensul. Iar baza subunitară, ce face? Schimbă sensul. Deci ce este între argumente, se păstrează și între logaritmi. Ce este între logaritmi, se păstrează și între argumente. Același sens, mai mic, tot mai mic. Dar asta când se întâmplă? Când baza este ce fel de număr? Baza supraunitară. Baza subunitară dă peste cap sensul. Este mai mic, transformul mai mare. Este mai mare, transformul mai mic. Hai să ne facem mai niște de aici. Noi, în inegalitate, avem logaritmul baza A din 2 ales cu A plus B. Deci trebuie să logaritmăm în relația asta. Vă rog să vă închipuiți că ăsta este X1 și ăsta este X2. Ce va rezulta? Strâng logaritmul. Sensul inegalității, fiindcă logaritmăm în ce fel de bază? Baza A, care este ce fel de număr A? Am spus mai devreme, A este 0,1. N-am spus despre A și B, că sunt numeri sumetari. Deci sensul inegalității, de aici va fi dat peste cap. Și atunci rezultă că logaritmul baza A din cine, vă rog să spuneți, din cine? Din 2AB supra A plus B, parcă ar fi X1. 2AB supra A plus B. Este mai? Vă rog să fiți atenți, este mai mare sau mai mic? Mai mare. Mai mare, sigur, când am zis, potramicitatea este mai mare. Mai mare egal decât logaritmul baza A din radical din A ori B. Radical din A ori B. Da, am înțeles. Da, ce-mi place. Dar chiar îmi place. De ce? Că eu vreau să mă apropii de sensul cu mai mare. Eram trist adineamului. Eram trist când am văzut cu mai mic. Pentru că inegalitatea mea avea cu mai mare. Și eu mă întrebam, cum aș face să schimb sensul? Că doar mai mare vreau să fie. Nu. Iată că eu văzând foarte repede ajutat, de cine sunt ajutat? De faptul că logarimeză relația asta în ce bază? Bază subunitară. Dedesubt, văd că am și logaritmul baza B. Aceeași o logaritmul baza B. Și vine tot atât de bine și logaritmul baza B din 2AB supra A plus B. Cum va fi? Logaritmul baza 2AB baza 2AB supra A plus B. Cum este? Este? Mai mic sau mai mare? Mai mic. Este? Spune? De ce spui că mai mic? Ca să spui mai mic, înseamnă că baza ar fi baza supraunitară, dar baza este și pe o subunitară. Pe unul e tot între 0 și 1. Deci se păstrează sensul, deci se schimbă sensul, va fi mai mare egal decât logaritmul baza B, e radical din A ori B. Ce credeți că fac cu cele două pentru a construi inegalitatea mea? Le adunăm membru cu membru. Deci trag linii și le adun. Da? Trag linii și le adun. Și va rezulta de aici logaritmul baza A din 2AB supra A plus B plus logaritmul baza B din 2AB supra A plus B. Cum este? Mai mare egal? Mai mare egal din logaritmul baza A
de radical din aur B, plus logaritm. Plus logaritm în baza care? B. Logaritm baza B din? Radical din aur. Radical din aur. Așa. Ia să vedem ce devine inegalitatea. Inegalitatea pe care eu am de arătat, în clipa de față, devine astfel. Se arătează astfel. Deci, am logaritm în baza A din 2AB supra A plus B plus logaritm în baza B din 2AB supra A plus B este mai mare egal decât logaritm în baza A din radical din AB logaritm în baza A din radical din AB plus logaritm în baza B din radical din A ori B. Dar eu am să propun să lucrez aici în mediul drept. Eu sper să reușesc. Visul meu este să arat că e mai mare egal cu 2, nu? Dacă cumva chestia asta ar fi mai mare, biseresc eu. Dacă asta ar fi mai mare egal cu 2, nu înseamnă că chiar asta am arătat că e mai mare egal cu 2. Dar sunt drept. Logaritmul unei radical. Ce știți din proprietățile logaritmilor? Hai să ne amintim toate proprietățile. Cine? Deci hai să vedem, notați proprietățile logaritmilor. Anume, logaritmul baza A din A ori B, logaritmul din produs, este egal cu cine? Am spus acum din A, colegul vostru, logaritmul baza A mic din A, plus logaritmul baza A mic, din B. Deci logaritmul produs este egal cu suma logaritmului. Pe urmă, logaritmul unei fracții, deci logaritmul baza A mic din A de B, cu cine este egal logaritmul unei fracții? Cine își mai amintește? Faceți logaritmul din numărător, nu e logaritmul din numitor. Deci logaritmul baza A mic din A. Iar dacă am mai spus o dată, vă rog să scrieți încă o dată că cât le scrie mai des, pe atât le vom avea. Le vom ține minte odată și odată. Logaritm baza A din A mare, din logaritm baza A mic din B mare. Credeți că eu le fac, le scriu pentru mine? În niciun caz. Probabil că le țin, le știu. Asta este logaritmul unei puteri din A la I. Este egal cu el. Logaritmul baza A din A mare. Deci exponentul iese în față sau urcă, dacă este nevoie, nu? Așa. Depinde din ce sens citesc. Dacă sunteți logaritmul unui putere, aruncă exponentul față, dar dacă am ceva în fața unui logaritm, așa va arunca drept exponent. Logaritm în baza A din radical unit n din A mare este egal cu 1 pe n. Logaritm în baza A mic din A mare. Deci ce se întâmplă dacă e radical? De fapt, trebuie să înțeleg că radicalul se scrie de forma A la 1 pe el. Și 1 pe el, ca și exponent, iese în față, da? Deci e corect. Iată patru proprietăți. Mai am logaritm în baza A din A face 1 și logaritm în baza A din 1 egal cu 0. Apoi formula de trecere într-o bază în alta. Iată proprietățile la logaritm pe care le-am menționat. Păi dacă așa stau lucrurile, așa logaritmul nu e radical. Ce se întâmplă? Nimicile cât este când se pune 2? De ce se pune 2 în față? Deci egal mai departe. Hai să spun, egal cu 1 supra 2 logaritmul baza A din A ori B. Logaritmul baza A din A ori B. Plus, iarăși este 1 pe 2 în față, plus 1 pe 2, logaritmul baza B din A ori B. Egal mai departe cu... Ia să vedem cu cine. 1 pe 2 este factor, 1 pe 2. Logaritmul e produs. Cu cine este egal logaritmul e produs? Cu logaritmul din primul plus logaritmul din al doilea. Deci vine logaritmul baza A din A plus logaritmul baza A din B plus mai departe celălalt logaritm, dar tot dintr-un produs vine. Înseamnă logaritm în baza B din A, logaritm în baza B din A, plus logaritm în baza B din B.
să văd cu cine. Și bine, 1 pe 2, 1 pe 2, 1, sigur că proprietatea care spune că e 1, plus logaritmul baza A din B, plus logaritmul baza B din A, plus logaritmul baza B din B, 1. Dar la asta am avea... Dar 1 și 1 la face 2. Susamnă, da? Da, 1 și 1 la face 2, egal la parte cu 1. Egal. 1 pe 2, pe lângă. 1 plus 1 face 2, plus logaritmul baza A din B, plus logaritmul baza B din A. Logaritmul baza A din B, adunat cu logaritmul baza B din A. Eee, acum e acum. Păi, aici aș vrea să trec în aceeași bază. Leu cu ăsta logaritm baza B din A deoparte și o să trec în baza A. Deci logaritm în baza, în baza B din A egal cu, cum era formula aceea? Era logaritm în noua bază care vreau să ajung eu și ceva A din ce era înainte din A. Așa e? Supra logaritmul în noua bază unde am ajuns în A din posta bază din B. Și logaritmul baza A din A face cât aici? 1. Și atunci e egal mai departe cu 1 pe logaritmul baza A din B. 1 pe logaritmul baza A din B. Super! Chestie foarte interesantă. E egal mai departe cu 1 pe logaritmul pe lângă 2 plus logaritmul baza A din B plus 1 pe logaritmul baza A B din A. Foarte bine. A din B. Eee, să văd eu dacă încep emoțiile din ce în ce mai mari. Tot se, parcă se apropie de ce spune. Pare să se apropie, dar nu e nicio clipă că eu am să arăt mai mare egal decât 2. Deci 1 pe 2 pe lângă. 2. 2 plus. Putem o dar cu putere. Era extraordinar, foarte, foarte important. Ai stat cu ce ai stat și ai lovit foarte bine. Cu T ai stat, da? Și aici e T plus? 1 pe T. 1 pe T. Mai mare, doar și mai mare. A, da, extraordinar. Deci dacă nu dăm cu T cu ăsta, apare T plus 1 pe T, care știu că este cum? Mai mare egal decât 2. Nu-i așa? T plus 1 pe T, știu că e un număr cu singur. Da, da, e pozitiv, e adevărat. Deci asta e bună. Ideea pe care ai vrut-o tu e extraordinară. Dar trebuie să știu că eu e pozitiv. Nu fi trist. Să încercăm. Să încercăm. Oare este el pozitiv? S-ar putea să fie pozitiv. De aia te spun să nu fi trist. Păi noi avem logaritm. În baza A din B. Despre A și B ce știa să nu m-am spus de ăla? Sunt suburitate. Ei, vă rog să rețineți, dacă au și B-ul aparțin amândouă subunitare sau amândouă supraunitare, atunci teoremul ăsta e pozitiv. Deci dacă A și B sunt, cum am zis, subunitare, sau A-ul și B-ul sunt mai mari decât 1, atunci rezultă că logaritmul baza din B e mai mare decât 0. Totdeauna. Deci dacă amândouă și baza și argumentul sunt subunitare sau amândouă supraunitare, atunci totdeauna asta este pozitiv. Aș putea să vă arăt chestia asta, folosim graficul, dar mă întind prea mult și pierd complet pe ieșitul ăsta. Așa încât mă întorc aici și spun așa. Ăsta, cum este 2 plus, ăsta plus celălalt, un inversul său, cum vă spun, mai mare egal decât cine, decât 2. Și atunci aici 2 plus 2. 2 plus 2. Că el unită 1 plus inversul său e mai mare egal decât 2. Și face cât mai departe? 1 pe 2, pe lângă 2 plus 2 face 4. Super! Am reușit. Da, într-adevăr am reușit. Și am arătat că inegalitatea ce este corectă, corectă, este într-adevăr mai mare egal decât 2. Deci am arătat ceea ce aveam și de
capi spent, plus pe care cum v-ați arătat din 2 avem, supra altul spent, e mai mare ca decât 2, dacă A-ul și B-ul aparțin lui 0-1. Cu A și B-ul de 0-1. V-aș invita să încercăm să trecem în revista această superbă inegalitate, superbă inegalitate, și să vedem de ce am pornit spre ea, ce mi-am propus, ce-i fi dorită să vă arat cu ocazia asta. Păi, a venit vorba de inegalitatea mediilor, nu? Media aritmetică, mai mare decât geometrică, mai mare decât armonică. Și vă spuneam că această inegalitate a mediilor, aplicată la numere pozitive, constituie sursa multor altor inegalități. Adică autorii, propunătorii de ieșiții, se inspiră de inegalitatea asta și pun diverse, în loc de a 1, a 2, a 3, acolo pun diverse valori. Nu ar dacă pun în loc de folosesc inegalitatea pentru a 1 plus a 2. Și în loc de a 1 și a 2, în loc de a 1 pun T și în cealaltă 1 pe T, a apărut această inegalitate interesantă, T plus 1 pe T mai mare egal decât 2. Tot la inegalitatea mediilor, când v-am arătat inegalitatea între media aritmetică și media care, cum la sfârșit, armonica. Cu X plus Y plus Z și 1 pe X plus 1 pe Y plus 1 pe Z, mai mare mulțit acolo, mai mare egal decât 9. Foarte interesant inegalitatea. Repet, dacă ați vrea să munciți, să trageți, să vă dați spre ea, nu știu dacă v-ar fi, v-ar reuși. Și acum, pe loc, mi-a venit în minte o altă inegalitate. Iată cum ne putem juca, în fel și chip. Iată să zicem așa. X plus Y, X plus Y, supra 2, e mai mare egal decât radical din X ori Y. Fac mențiunea că X, Y și Z sunt trei numere pozitive. Iar plus. Deci X plus Y pe 2 mai mare egal decât radical din XY este inegalitatea între media aritmetică, nu? Și media care este aici? Media geometrică. Chestii care s-ar putea aduce așa. X plus Y e mai mare egal decât 2 radical din XY. Dar și X plus Z e mai mare egal decât 2 radical din XY. Nu, corect. Doar și Y plus Z. Y mai mare egal decât 2, radical din Y, Z. Tragem din niște mulțimi de lucru membru. La mulțimea de lucru membru obține X plus Y pe lângă X plus Z pe lângă Y plus Z. Y mai mare egal decât 2/8 radical din X pătrat, dispare radicalul, Y pătrat, Z pătrat, deci 8, X, Y, Z. 8, X, Y, Z. Eu pot să urmă așa. Dacă X, Y și Z sunt numere din R plus, să se demonstreze, să se demonstreze că, ce să demonstreze? Că X plus Y, pe lângă X plus Z, pe lângă Y plus Z, să se demonstreze că produsul ăsta 3, Y plus Z, mai mare egal decât 8, X, Y, Z. Să se arate chestia asta. Mai mare egal decât 8, X, Y, Z. Observați cât e de interesantă chestia. Și acum, dacă tot a fost de lucru, nesesizând panta, speculația din culise, îți faci paranteze pe aici. Muncești, tragi, rupi, nimic vezi. Nimic, n-ai nicio șansă. Când ai șansă? Dacă te prinzi, de unde trebuie plecat? De unde trebuie plecat? Mediilor, da? X plus Y e mai mare egal decât 2 radical X, X plus Z. Iată o altă inegalitate construită. Inegalitatea care a fost mai sus, eu cred că a prins destul în matematică. Mai întâi, a fost inegalitatea între numele A și B, media aritmetică, media geometrică, dar cum am amintit cum am pornit. Am întors-o, am mulțit cu 2AB, s-a păstrat sensul, am construit acolo chestii, am logaritmat, am logaritmat în bază subunitară, se schimbă sensul. Matematică, da? Trebuia să știm că logaritmul în bază supraunitară se păstrează, păstrează sensul, în bază subunitară ce face? Schimbă sensul. Datorită monotoniei funcției logaritmice. Am făcut și am logaritmat-o pe aceeași și în baza B, le-am adunat membru cu mai mare. A urmat imediat după ce le-am adunat o sumă de două. A apărut ideea să trecem
unul din am dezvoltat logaritmul, a ieșit unul pe doi în față, că era radical. Logaritm baza de radical din AORB, vă amintiți? Și logaritm baza B din radical din AORB, a ieșit unul pe doi în față, am dat un factor comun. Apoi logaritmul unui produs face suma logaritmilor. După care, în paranteză, a apărut 1 plus 1. Au logaritm baza A din A și logaritm baza B din B, care face 1. Iată proprietățile logaritmilor, te uite perfect. Nu puteai să miști nici un deget acolo, în fața ieșiților, dacă știam proprietățile. După care, logaritm baza A din B și altă era logaritm baza B din A. A apărut ideea să notăm logaritm baza, să-l trecem din baza B pe al doilea logaritm. Din baza B, în ce bază? În baza A. S-a aranjat ca fiind 1 pe logaritm baza A din B și a apărut un număr plus inversul său. Și colegul vostru care părea că nu-i chiar interesat de ce fac eu aici, deodată și-a dat seama că chiar merită să-și sporească atenția și a spus opa, e un număr plus inversul său care e mai egal decât 2, dacă ăla e pozitiv și eu am insistat că este pozitiv, nu trebuia să fii foarte necăjit pe chestia asta, avea să fie pozitiv numărul. Un număr plus inversul mai mare egal decât 2, era 2 în paranteză, 2 plus 2, 4, a fost un 1 pe 2 în față, 4 ori 2, 2. Clar, terminat, egeșițiu. Extraordinar de interesant, foarte, foarte interesant. Dar de ce tot bate o câmpică? Am avut altceva de făcut. Noi am avut o inegalitate acolo și eu nu știu ce-i fi Dorin, ce-i fi Brân, că tot bat câmpii aiurea. Vizi se pare mouă și spui, vino domnule la egeșițiul ăsta să-l facem o dată. Și aveți dreptate. Haideți să începem. M-a fascinat. M-a fascinat pur și simplu chestia aceea cu un număr plus inversul său. Un număr plus inversul său. Care a fost acolo. Deci, dacă D mai mare ca 0, atunci D plus 1 pe D, D plus 1 pe D, e mai mare egal decât 2. Hai să pusem cu minus 1, da? Să trece minune de bine. Dacă o mulțesc cu minus 1, se schimbă sensul. Și ar veni minus 3 adunat cu minus 1 pe D este mai mic egal decât minus 2. Ce interesantă treabă. Dacă te era pozitiv, nu știu ce fel de număr este minus 3 acum, ce fel de număr este aici? Negativ. Deci cum T mai mare ca 0, minus T rezultă că minus T este mai mic ca 0. Minus T e mai mic ca 0. Și dacă pe minus T, dacă pe minus T îl notăm cu un A, A-ul este negativ acum. A-ul e negativ. Dar 1 pe A. 1 pe A ce pe vedeva? Dacă am un număr negativ, 1 pe un număr negativ, tot negativ. 1 pe A tot negativ este. Și acum să scriu pe asta. Ar fi 1 pe minus 2 cu un A, adunat 1 pe minus 1 pe B, cu 1 pe A, un număr plus inversul său, mai mic egal decât minus 2, dacă A este negativ. Plecând de la chestia asta pe care o știam, cu un număr plus inversul său e mai egal decât 2, când e pozitiv, am dat chestia asta. Cu un număr plus inversul său e mic egal decât minus 2, dacă acela este negativ. Două lucruri foarte, foarte interesante. Să punctez și eu. Deci, dacă T e mai mare ca 0, rezultă că T plus 1 pe T e mai mare egal decât 2. Și dacă T e mai mic ca 0, atunci rezultă că T plus 1 pe T este mai mic egal decât minus 2. Iată lucruri cât se poate de interesante. Și acum, după această perioadă așa, când am alegat multe de ieșiți de mai înainte, cel pe care am plecat, nu? Deci după această perioadă, haide să mă duc la el, poate am bafta cu un său tac. Era așa de ieșiți, trei pe lângă, spuneți-vă. T pe lângă, să ne luăm de la început chiar. A pătrat pe B pătrat, eu știu, poate din aceva minte.
T pătrat pătrat plus B pătrat plus B pătrat se A pătrat minus 8 pe lângă A pe B plus B pe A plus 10 plus 10 mai mare egal de câți ani? Mai mare egal de câți ani? Stai să analizăm. Stai să vedem. A fost ideea să notez A pe B plus B pe A cu un T, nu? Merg ideea așa. Deci notăm. Notăm. A supra B plus B supra A egal cu un T. Păi eu aș mai reflecta un pic. Dacă am notat asta A pe B plus B pe A egal cu un T, ce putem să spun despre T ăsta? În ce situație se așează T-ul? Păi A pe B și B pe A nu e inversul la A pe B. Bă, dar am A pe B. B supra A nu e inversul acestuia. Deci dacă notați pe ăsta cu X, ăsta la toate teste. 1 pe X. Deci vine X plus 1 pe X egal cu T. Așa, X plus 1 pe X nu are egal cu T. Ce știe despre un număr plus inversul său? Depinde de X. Dacă X-ul e pozitiv, deci dacă, iată cam acolo, dacă X mai mare ca 0 rezultă T mai mare egal decât 2. Dacă X e pozitiv, T mai mare egal decât 2. Și dacă X-ul este negativ, rezultă că T cum este mai mic egal decât minus 2. Am văzut chestia asta. Deci un număr plus inversul său mai mare decât 0 dacă T e pozitiv, avem X-ul. Și un număr plus inversul mai mic decât minus 2 dacă acela este negativ. Dar cine este X-ul? Cine a fost notat la X-ul? X a fost notat la APB. Dar să judecăm așa. Când A pe B, când A supra B, este pozitiv? Am două pozitive sau am două negative? Deci dacă A pe B sunt fie plus, fie pozitive, plus pe plus face plus, fie negative, minus pe minus face plus. Deci așa de așa. Cazul B. Dacă A și B sunt mai mari ca 0 sau A și B sunt mai mici ca 0, rezultă atunci, neapărat rezultă, că X-ul este mai mare ca 0. X-ul e mai mare ca 0. X-ul care e 1, rezultă atunci că A supra B egal cu X e pozitiv. Și atunci pot să spun fără nicio emoție că X plus 1 pe X e mai mare egal decât 2. Fără comentarii. Dacă A și B sunt pozitive sau A două sunt negative, atunci A pe B care a notat X e pozitiv tot timpul și X plus 1 pe X e mai mare egal decât 2. Să mă întorc acum. Noi am notat A pe B plus B pe A cu cine am notat? Cu cine am notat? Cu T. Deci, în cazul acesta, A supra T plus B supra A, care am notat cu T. O să remarc că T-ul e mai mare egal decât 2. O discut. De ce e mai mare egal decât 2? Pentru că mă plasez în varianta cu un număr, dacă vreți, cu el și cu inversul său, e mai mare egal decât 2. Deci, T-ul este pozitiv. T-ul e mai mare decât 2. Ce devine din egalitatea? În cazul ăsta e egalitatea de 3. Pe lângă. V-am închis, dacă am notat pe asta cu T, am uitat la pătrat, parcă vinea T pătrat minus 2 aici. Vă rog să v-am închis. Deci, în clipa în care am notat A pe B plus B pe A egal cu T, am uitat A pe B la pătrat. Și vine A pătrat pe B pătrat plus de 2 ori A, B ori B pe A plus B pe pătrat, A pătrat egal cu T pătrat. A pe B, B cu A să simplificați și ducem pe 2 în partea cealaltă și rămâne 3 pe lângă T pătrat minus 2, 3 pe lângă T pătrat minus 2, minus 8T plus 10, mai mare egal cu 0. Minus 10 mai mare, 10 mai mare egal cu 0. Desfac paranteză de așa. 3 pe pătrat minus 6 minus 8T plus 10, mai mare egal decât 0. Unde vreau să mă credeți, știu despre T, că este cum T, mai mare egal decât 2. Doar cu ideea asta merg. Și am 3 de pătrat, 3 de
minus 8 plus 4 mai mare egal decât 6. Dar asta este în ecuație de gradul 2. Păi ce nu știu să fac semnul în ecuație de gradul 2? Eu trebuie la îndemâna mea. Atașez ecuația și zic 3 de 2 minus 8 plus 4 egal cu 0. Găsesc de 1 de 2. De 1 de 2 egal cu pe jumătate să iau 4 plus minus radical din 16 minus AC. Minus 12. Totul supra A, supra 3. Încât de 1 va fi egal cu 4 plus radical din 4, 2, 4 plus 2, 6 pe 3, 2. Iar de 2 va fi egal cu 4 plus 4 minus 2, 2, 2 pe 3. 2 pe 3. Fă tabelul de variația semnului, treabă banală, dar de mâna mea, T de la minus infinit la plus infinit. Valorile lui T sunt 2, mai întâi cât este numă, 2 pe 3, 2 pe 3, 2, 0 și 0. Între rădăcini pun semnul contrar, deci lui 3, da? Semnul contrar lui 3, deci minus, și în afară cu plus. Plus. Și acum, eu trebuie să arăt că, observați, pentru T, pentru T aparține lui minus infinit, 2 pe 3, reunit cu 2, da, cu 2, de la 2 începând, 2 la plus infinit, rezultă că 3 de pătrat, 3 de pătrat minus 8T plus 4, este pozitiv, de acum se dă. Este mai mare decât de zero. Păi ce trebuie să arăt? Că pentru T mai mare decât 2, asta e pozitivă. Vă rog să vedem clar din tabel. De la 2 încolo, cum este chestia asta? Că este adesea în funcție de rădăcini. Da, funcție de gradul 2 este pozitiv. Și am terminat. Am terminat. Sunt foarte încântat. Deci mai e și problema. Pentru că ajung întâi. Când A-ul și B-ul sunt cum amândouă. Fie pozitive, fie negative. A fost banal chiar. Păi ce am făcut aici, dacă stau și mă gândesc? Mă duc până la taxi. Știi că te unii de la 2 încolo? Aici a fost o treabă chestia. Că m-am dus în cazul, când am două pozitive, am două negative, te-o pozitiv. Și atunci am avut clar că te-o de unde urma este, de unde urma este, o să văd de la 2 încolo. Și în ecuația, inegalitatea aceea devine o inecuație de gradul, nu? Inecuație de gradul 2. Am atașat pe găsirea de cine, tabelul de variația semnului, tot și am citit tabelul de la 3 până este o pozitivă? Da, de la 3 până este pozitivă. Terminat. Deci, ca de întâi, s-a epuizat. Să mergem acum pe varianta cazului 2, anume luăm A și B, A-ul și B-ul, așa fel încât A ori B să fie negativ. A ori B să fie negativ. Ce înseamnă? Fie A ori negativ, și B-ul pozitiv, fie B-ul pozitiv sau negativ. Important ca A vorbesc fi negativ. De fapt, este ca și m-aș spune că A supra B este mai mic ca 0. Da? A supra B mai mic ca 0 în clipa asta. Dar dacă A supra B mai mic ca 0, asta ar fi echivalent. Dacă notăm A supra B egal cu X, X-ul este negativ în clipa asta. X-ul e negativ. Și noi am notat, am notat A supra B, uitați aici, plus B pe A, cum este când X-ul e negativ? Cum este? Deci am notat A supra B plus B supra A, sau dacă vreți X plus 1 pe X acum, X plus 1 pe X este mai mic egal decât minus 2. Deci dacă avem un număr negativ, am dovedit asta, este unde aici un număr cu singură de sără, mai mic egal decât minus 2. Sunteți de acord, da? Mai mic iar decât minus 2. Deci, în clipa de față, după notația făcută, rezultă că T-ul e mai mic egal decât minus 2. Că T-ul e mai mic egal decât minus 2. Noi trebuie să dovedim... Ce trebuie să dovedim? 3 pe lângă... Tot așa. Îl dați de dată. 3 de pătrat minus 8 de parcă era, după ce am lucrat. 3 de pătrat minus 8 de plus 4. Parcă așa era, da? Plus 4. Mai mare egal ca 0 pentru T mai mic egal decât minus 2. Pentru T mai mic decât minus 2. Păi cum se rezolvă în
fi gratul pe voi, ca și înainte. Tot aceeași inecuație, o am, aceeași de ce se găsesc. Dar facem tabelul de variația zero, n-am și făcut. Terul de la minus infinit la plus infinit. În rădăcime erau parte 2 pe 3 și 2, în 0 și 0. Între rădăcime punea minus, apare plus. Plus. Perfect! Și terul de data asta e mai mic decât minus 2. Deci terul îl opresc unde? La minus 2 aici. Cum este expresia asta 3 de pătrat minus 8 de plus 4 pentru terul de data? Este pozitiv. Deci din tabelul ce văd? Pentru D mai mic egal decât minus 2 rezultă din tabel că 3 de pătrat minus 8 de plus 4 e mai mare egal decât 0. Terminat complet în totalitate. Inegalitatea de mai. Am terminat astfel inegalitatea. Superb! De ce n-am avut noroc? N-am avut noroc să pic deodată pe ideea asta. Eu am visat altceva. Inegalitatea asta care am avut-o la început, am visat, și a fost bine ideea să notăm cu un T, am visat că să urmez un pătrat perfect. Să facă nu știu ce minuni pe acolo și poate, vă spiseam la chestia asta, poate mi-a să-i greșiți. N-a fost să fie. N-a mers și cu asta basta. Deci n-a mers nici cu unii. Mai să mai încerc ceva, tot nu vine să abandonez. Nu-mi vine să abandonez treaba asta. Tania aș fi fost încântat dacă mi-ar fi ieșit. Nu cred că trebuie să abandonez, că nu. Degeaba îi fi abandonat în prima fază. Cred că m-am străduit eu cu pătratul perfect acolo. Chiar am organizat ceva, dar nu mai a ieșit minus acolo. Ce vreau să, după ce am văzut T minus 1 pe, nu știu cât, sau 2 pe 3 sau ceva era la pătrat. 4 pe 3 la pătrat, a fost acolo minus 4 pe 9 ăla. Că dacă ar fost plus 4 pe 9, nu-i nicio clipă, chiar sigur a fost 4 pe 9 dacă vă uitați. Dacă ar fost cu plus, aș fost foarte încântat, pentru că era sumă din două numere pozitive și era numărul pozitiv. Dar n-a fost. Pentru că inegalitatea se lipește foarte bine, de la 2 încolo. Fantastic, nu? De la 2, la minus 2 e bine că e mai larg, am un spațiu un pic, dar la... Pentru partea când e pozitivă, nu merge decât din egalitatea cu un număr cu sigur de soi, mai egal decât noi. Este de mai convenit. Vreau să vă spun că în fața acestui exercițiu, așa cum și eu m-am păcărit, ați văzut, în prima fază am visat ceva, nu mi-a mers, am abandonat. Și am vrut să câștig ceva timp. Mă găsesc că este la prima citire subiectul. Nu l-am făcut înainte. Dovadă că într-o primă fază am dorit să fac ceva, nu mai a ieșit, după aceea m-am întors și am spus, ce-i de făcut? Ce-i de făcut? Și a fost momentul de inspirație foarte important, când am mai bătut un pic câmpii, vei spune voi, cu inegalitatea mediilor. Dar știți de ce? Pentru că în clipa aceea, vă mărturisesc sincer cum m-am gândit, în clipa aceea când am văzut T plus 1 pe T, zic, cum să vă spun eu că totdeauna asta e mai mare egal decât 2? Mă credeți pe cuvânt? Poate mă credeți. Dar cum să vă spun că T-ul plus 1 pe 3 e mai mic decât plus 2 când T-ul e negativ? Mă credeți pe cuvânt? Poate mă credeți. Și mi-am spus, stop, ia să fac un pic de mișcare pe lângă subiectul ăsta și să fac inegalitatea mediilor. Să vă spun că inegalitatea mediilor constituie o sursă puternică pentru diverse inegalități. Printre inegalități o atingeam și pe asta. T plus 1 pe T mai mare egal decât 2 pentru că vine inegalitatea mediilor între media aritmetică și media geometrică. Deci m-am dus foarte bine ca un caz particular. Dar nu m-am mulțumit să las așa. Eu puteam repede să spun punct. Uitați, în loc de D, în loc de A1 punem T, în loc de A2 punem 1 pe T, merge frumos, terminat. Rămâneți voi așa cu un... te-ai dus așa pe chestia de asta, dar o fie pe... Atunci am lăgit un pic și m-am arătat că, într-adevăr, inegalitatea mediilor constituie, repet, constituie o sursă de inspirație pentru multe, multe inegalități. Am făcut-o și pe logaritm, am făcut-o și pe nu știu cine, cu x plus y plus z, totul de mulți cu 1 pe x plus 1 pe y plus 1 pe z mai mare egal decât 9, în care am prins inegalitatea dintre cei media aritmetică cu media armonică, am sărit peste media geometrică, sau am prins-o aceea că x plus y mai mare egal decât 2 radical x, x plus z mai mare egal decât 2 radical x, z și așa mai departe, da?
și l-am înmulțit membru cu membru și mi-a ieșit 8XYZ, prozilicte două mai mare decât 8XYZ. M-am întors la inegalitatea pe care am avut-o de arătat, după ce mi-am pregătit terenul bine și am spus un număr, nu sunt să sunt mai mare decât doi lucruri gata de acum și voi ați fost convins și că nu v-am dovedit niciun clipă și chiar m-ați luat în seamă, nu? Ați fost de acord cu mine, pentru că v-am dovedit acest lucru. Deci mai mare egal decât doi, când teul e pozitiv, iar dacă teul este negativ, un număr posibil sunt mai mic egal decât minus 2, interesant și asta. De ce? Pentru că eu am surprins așa, APV, către vremea autorului nu mi-a spus nimic despre APV. O spus, fii atent, două numere reale, diferite de 0. De ce îmi spune el diferite de 0? Pentru că A, U și B au primul anumitor. Și atunci n-am avea rost să-l gândesc A pe B sau B pe A. Deci din motivul ăsta a spus diferit de 0. Și în clipa în care am văzut așa ceva, mi-am dat seama că am nevoie de aceste două inegalități. Dacă eu te aveam de la voi, dacă voi m-am dat și spus T plus 1 pe T de la mai mare decât 2 și T plus 1 pe T mai mic decât plus 2 când T-ul e negativ, n-aveam nicio treabă. Și atunci am surprins așa. A pe B poate să fie, am două pozitive, am două negative, deci T-ul pozitiv, deci sunt în situația asta, sau poate să fie un pozitiv și altul negativ și atunci T-ul este negativ. Și deci sunt în situația asta. Și într-un caz și în altul, am făcut tabelul de variația T-ul, trebuia să merg deodată, cu sigur tabelul, cu toate cazurile. Pentru că din tabelul spuneam, știți ce? Urmăne pe T, fii de la 2 încolo, fii de la 2 încolo, fii până în minus 2. Și se vede din tabel, am două cazuri, de la care puteau fi tratate, se vede din tabel că de la 2 încolo sau până în minus 2, într-un caz sau în celălalt, totdeauna de 3 de pătrat sub T plus 4, cum în ce semnare, totdeauna este pozitiv, de mult din negativ. Iată că acum am concentrat foarte tare expunerea și voi ați înțeles bine că puteam să vedem amândouă cazuri. Am epuizat acest interesant, foarte interesant de aici. Ce să spun? Sunt cu adevărat o frumusețe astfel de ghișiții. Inegalitățile de regulă dau o taie mare de cap, dar de fapt autorul aici când a compus aceste ghișiții s-a pus la semnul unei funcții de gradul 2. Nu așa, la semnul funcții. Poți face gradul 2. Numai că ascuns în culisie teo care putea să fie de la 2 încolo. Și de unde mai putea să fie? De la minus I3 până la minus 2. Deci cele două variante lui te. Asta a fost ideea. Și am vrut să constate dacă ne prindem sau nu. Mă întorisim că nu ne-am prins în prima fază. În prima fază chiar am intrat în panică și dovadă. Ei, acum totuși vreau să vă spun un lucru. Merită să luați în seamă și prima variantă. Că sunt negreșiți în care chiar reușiți. Să faceți ceva la pătrat, acolo plus altceva și deodată vă iese foarte bine. Deci și acea idee nu trebuie aruncată. Nu degeaba cum aș fi dus eu pe culoarea acela, probabil că în anumite situații chiar am reușit. De toată asta, n-am reușit. N-am reușit pentru că semnul funcției acestei de gradul 2 nu este același tot timpul. Nu este numai plus sau numai minus. A apărut alternanță. Până în minus, până în 2 pe 3 parte era cu plus, pe urmă, între 2 pe 3 și 2, i-a avea să fie cu minus. Deci ăsta a fost motivul foarte important. Ei, să vedem ce surpriză ne mai oferă testul acesta. Prima surpriză a fost dintre cele mai frumoase, nu? Surpriză cu adevărat. Acum să vedem ce ne mai oferă testul respectiv. Spune așa. Doia. Se consideră șirul. Aien. Se consideră șirul aien. Dar în felul următor. Aien este egal cu N plus 3. N plus 3. La a doua. Plus 3. Supra N pe lângă N plus 1, pe lângă N plus 2, N pe lângă N plus 1, pe lângă N plus 2. Așa. Ori, 1 supra, 2 la N plus 1. 2 la N plus 1. Să se arate, sunt două întrebări.
S A N C. Se poate scrie sub forma I am, că I am se poate scrie, se poate scrie sub forma I am egal cu F de I am minus F de I am plus 1 cu N mai mare egal de tot, nu? Unde e de ea? Unde? F de ea este egal cu N ori A plus B supra N pe lângă N plus 1 N pe lângă N plus 1 ori 1 supra 2 la E. A și B constante ce trebuie determinate. Ce trebuie determinate. Asta e punctul A. Punctul B. B-ul zice așa. Să se arate că și B. Să se arate că B BN egal cu sumă de la K egal cu 1 din la N, din AKA, din AINCICA, este convergent. Este convergent. Și să se afle limita asta. Și să se afle limita asta. Deci se consideră șirul. Șirul ce înseamnă? O succesiune de termeni. A 1, a 2, a 3, cum spun. În care e foarte importantă poziția fiecărui termen în șir. Dacă schimba doi termeni, șirul nu mai este același. Da? Termenii acestui șir sunt dați. Iată, șirul este dat prin reprezentantul său de pe poziția N. Dacă trebuie să-l găsim pe A1, nu are decât să dăm în valoarea 1 și o găsim pe A1. Cum ar veni? A1 cât ar fi? A1, primul termen al șirului, cât ar fi? De un N valoare 1, 1 și cu 3, 4, la a doua 16, 16 cu 3, 19, facem 19, supra cât? Mai departe, supra 1, 2, ori 3, 6, da? 6, deci 19 supra 6, ori 1 supra, 2 la, a doua, 4. 1 pe 4. 4 ori 6, 24. Deci ăsta e primul termen așa. Primul termen așa, la 1. La 1, 2, la 1, putem găsi? La 1, 2, la 2, se poate găsi. Vede cu 2, 2 și cu 3, 5, la a doua, 25. 25 plus 3, 28. Nu? 25 cu 3, 28. 2 ori 3 24 2 ori 3 ori 4 deci 2 ori 3, 6 ori 4, 24 24 ori cât urmează acolo 1 supra 8 să mai simplific acolo și se găsește numărul al 2 termenul al 2-lea șirului, al 3-lea s-ar putea găsi cum s-ar găsi termenul al 3-lea șirului? Pe el cu 3 și ceva de 4 în final se pot găsi toți termenii șirului. Șirul este cunoscut. Că la fiecare N am o anumită valoare. Clar că toți termenii șirului sunt cunoscuți. Autorul spune așa. Să se arate că N se poate scrie sub forma asta. O expresie în N, F de N, ca o funcție, da? F de N, minus F de N plus 1. Deci uitați, F de N plus 1 înseamnă că în loc de N s-a pus N plus 1, nu? Dar autorul ne și spune cum arată F de N. Egal cu NA plus B supra N pe lângă N plus 1 ori 1 pe 2 la N, unde A și B urmează să fie cuvestite de noi. Dacă F de N este așa, F de N plus 1 cât este? N plus 1 ori A plus B supra N plus 1 pe lângă N plus 1 plus 1 N plus 2 ori 1 pe 2 la N plus 1. Așa aici ar fi, da? Și să mă gândim la pierdere care știm, pierdere plus 1, să vedem acolo, lucrăm și e bărăt poate e.
Și putem nu are ele. Egal, nu acolo, ca și spune, ca el, trebuie să fie egal. Asta o trebuie să găsim cu asta de aspect. Ce facem chestia asta? Avem curaj? Păi încercăm. Nu ieșim, nu ieșim, nu, o vedem. Mai vedem așa. Ia să vedem. Eu șterg punctul B pentru că n-am spațiu. Dacă el bine este așa, el de e plus, nu mi-a spus că este egal cu lui. Nu, așa aș face eu în față chestii de asta, așa n-aș face. El de plus 1 egal cu cât? Cât? N plus 1 A. N plus 1 ori A plus B, totul supra. N plus 1, pe lângă N plus 1 plus 1, N plus 2, ori 1 supra, 2 la N plus 1. Și atunci, scriu și eu. F, AN, AN este egal cu AN, îmi scriu, N plus 3. N plus 3, totul la A, 2, plus 3, totul supra. N pe lângă N plus 1, pe lângă N plus 2, ori 1 supra, 2 la N plus 1, este egal cu, zice, F de N. F de N cine este la mine? F de N este ăsta de aici. N ori A, plus B, supra N pe lângă N plus 1, ori 1 supra 2 la N, minus, minus el de N plus 1, adică N ori A, de fapt, paranteza, N ori A, plus A plus B, da? Plus A plus B, supra N plus 1, pe lângă N plus 2, ori 1 supra, 2 la N plus 1. 2 la N plus 1. Egalitatea asta presupune să... Iată, s-a luat aceeași numitor peste tot. Numitorul comun este N pe lângă N plus 1, pe lângă N plus 2, pe lângă ori 2 la N plus 1. Aici n-am ce aduce. Nu am plătit cu nimic. Aici cu da, așa am plătit aici. Vă rog să-ți prezentăm. Cu cât? N plus 2. Deci amplifică aici cu N plus 2 ori 2. Da. Este și 2, că aici e 2 la N plus 1 și 2 la N. Deci 2 pe lângă N plus 2. Dar în partea asta, vă rog să spuneți cu ce amplific? Cu N. Cu 2 nu amplific, cu N. Doar N. Da? Este N care, nu, numitorul fiind N pe lângă N plus 1 pe lângă N plus 2, 2 la N plus 1, e cu N. Ia să văd ce îmi iese acum. Deci după ce am plătit, că mi-a dat așa. N plus 3, tot la pătrat, plus 3, egal cu 2, N, 2 pe lângă N plus 2, înmulțim, atenție, mulțumim greșit, cu N la A plus B, N la A plus B, N la A plus B, am să vă atenție. 2 pe lângă N plus 2, pe lângă N A plus B, minus N pe lângă N A plus A plus B. Asta ar fi. Ia să văd dacă este bine. De fapt, continuăm, ieșiți-vă, nu? Continuăm, ieșiți-vă. Și ați spus bine. N pătrat. N pătrat plus cât ai? Plus 6 N. Plus. 6 N plus 9. Plus 13. Plus 3 plus 12, da. 6 N plus 12. Egal cu 2. 2 N plus 4. Hai să spun așa. 2 N plus 4. Totul de mulțit cu N A plus B. Minus. N pătrat fără A. Minus N pătrat A. Minus N A. Minus N A, minus N B. Iată să vedem ce ne vine. Relația vine N pătrat. N pătrat cu 6 N plus 12, egal cu 2 N A pătrat, 2 N pătrat. Deci N pătrat. 2 N A pătrat. A fost aici A, N? Nu. Eu vă rog să vă amintiți dacă a fost A ori N plus B, poate am greșit. A fost Iena? Iena plus B a fost aici. Că eram amplificat cu 2N plus 4 și a fost Iena plus B. Uitați când greșiți. 2N pătrat A plus
anni fa. Lo spago. Bene. Nino Sien per ca a. Nino Sien a. Nino Sien ben. Doctor, iată, doi e împătrat a, și cu minus e împătrat a, deci egalul ar veni e împătratul de a, plus ne pe lângă, ne pe lângă. Vă rog să vedeți că dacă scot pe lângă în factor, mi-apare 2 n pe minus n pe face b, face un singur n pe și am scos pe n, 4 e n a, minus e n a, face plus, plus 3 a, așa, închid paranteza și plus 4 b. Da? Plus 4 b. Iată egalitatea care o am, este următoarea, și anume, m pătrat plus 6 n plus 12 este egal cu m pătrat ori a plus n pe lângă b plus 3 a plus 4 b. Pentru a fi egalitate, trebuie ca și coeficiente să fie egal. Deci vă spun, la n la a doua, la n la a doua egalitate înseamnă coeficientul ăsta 1 e egal coeficientul din partea asta la 1 pătrat, care este a. Da? Deci vine a egal cu 1. La n la a treia, coeficientul unde de aici din stânga, care este 6, trebuie să egal cu b plus 3a. B plus 3a. Și n la 0, termenită, înseamnă 12, să fie egal cu cine? Cu 4b. 4b. De aici rezultă ca egal cu 1. Și încă ceva, de aici, dacă au de 1, 3, 6, b egal cu 3. B egal cu 3. Și dacă nu am rog să dea de treabă, este tot b egal cu 3, iată e extraordinar. Dacă aici dădea al b, erau pătrădiți. Nu am avut noroc și înseamnă că nu e corect. Deci a egal cu 1 și b egal cu 3. Cum arată relația? F de el, că așa a fost, să-l găsim pe F de el. F de el arată în clipa de față, scris în felul următor. F de el, F de el arată n plus 3, n plus 3, supra n pe lângă n plus 1, ori 1 supra 2 la n. Ori nu supra 2 la n. Am făcut primul punct, că autorul mi-a spus, găsește tu pe A și pe B, încât să ai el să fii scris în felul acela. Bine. Hai să scriu pe aia. Deci, șirul aia arată, în clipa asta, n plus 3, supra n pe lângă n plus 1, ori 1 supra 2 la n. Ăsta este nu ai n. Nu ai n. Cine este corect? N. Iar de n. Mă lăsați? Continuu să trecuri greșești. Nu mă urmăriți deloc. Eu, da, împreună cu voi, deci nu am voie să greșesc. Nu, nu, nu. Închide de terminat. Că încă mai am terminat. Poftim? Păi nu s-a terminat, că îmi dau seama de aici. Da, de acum am comentat atâta aiurea. Băi, știi de când se termină? Când se strânge becul de aici.